n-am putut să țin ploaia acolo unde ai fost tu cu motorul. Hai. Chiar mă uitam cu Răzvan. Bună dimineața, chiar mă uitam cu Răzvan pe Instagram, eram acolo în Focșan, nu ploua, era călduț, era bine și mă uitam la o poză cu tine, tot plin de noroi și de apă și de... Oh, oh, Donuț! A plăcut șprițul, ce să fac? Da, după mine, una din cele mai grele curse ale anului, pentru că a plouat în continuu cât am stat în pădure, a fost greu, greu de tot, dar am ajuns acasă, ceea ce e cel mai bine. Unii mai loviți, alții mai ruliți. Vorbim despre treaba asta. Îi salut pe toți riderii care au fost la Tracking Dracula, o cursă dată Dracula. A fost... Și Dracula era acasă? Nu. Nu știu dacă știți... Pe ploaia asta a plecat și omul. Sportul nostru e de 7-8-10 ori mai greu, practic, dacă plouă, pentru că fiecare rădăcinuță, fiecare crânguță în pădure devine o chestie împotriva ta, pe care, lucruri pe care în condiții uscate nici măcar nu le simți, nu le vezi. Acum ești obosit numai de astea. Mă așez fix aici, pentru momentul meu. Uite, așa o să încep. Să-mi zici când ne ridicăm. La ce, până la cât număr? 6, 7, 8. Salut! Bună! Ce faci? Bine! De aici începem, de pe jos? Da. Dar ne mai ridicăm? Da. Ok. La cât, Nenu? 5? Cum știu când mă ridic? Tu de unde știi când te ridici? Numeri? Da. Sau știi melodia? Știu melodia. Cum începe? Tang, 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 tang. E cu vorbe? Da. Fii atentă, îmi faci un semn discret mental și eu mă prind imediat. Pune capul acolo, dormi! Mai știți când eram mici și nu vreau să dormim? Dormi! Câți ani ai? 9 ani. Vorbește acolo, că eu te aud. 9 și cum te cheamă? Bianca. Ok, știi și alte dansuri care încep de din picioare? Da. Uite o etichetă. Bine, vă mai țin așa sau începem să dansăm? Începem să dansăm. De ce, ai amorțit? Ești puternică la 9 ani. Bine, fii atentă. Eu mă dau mai la o parte, dar mă ridic odată cu tine. Să nu mai faci semn, bine? Mă prind eu după corpul tău. Da. Foarte motric. Foarte motric. Ce bă, că le-am dat de majulit. Uite ce mi-au făcut.